Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă întâmpin cu drag. Sunteți minunați, să nu uitați asta. Astăzi fac citirea pentru vibrația numărului 10 sau 1 și 0, puterea de a o lua de la capăt după propria ta voință. De ce spun asta? Pentru că în matematică 0 și 1 sunt numere binare. Adică sunt acele numere pe care le folosește cineva care lucrează în programare, în IT, pentru a crea un program, un software, o aplicație, un sistem de operare și așa mai departe. Ce înseamnă 1 și 0? Creez ceva, realitatea din care fac parte și în care trăiesc. Ce mai înseamnă 1 și 0? Puterea de a o lua de la capăt, de a o rescrie. Cum fac acest lucru? Prin gând, prin puterea mea de a manifesta. Prin a fi co-creator, prin a tăia convingerile anterioare, a îndepărta ceața din mintea mea și a merge mai departe către evoluție. Cum manifestăm? Păi este foarte simplu. Între mine și voi aici este un spațiu vid, gol, i-am spune noi. Dar ceea ce nu vedem există între noi aici, este energie. Nu se vede, nu o putem percepe noi, dar sunt oameni care pot. Ce înseamnă această energie? Înseamnă că facem toți parte dintr-un câmp energetic, unificat, un singur câmp, unde există informație. Informația înseamnă energie. Ce este energia? Păi emoție cu gând la oaltă, care creează o undă. O undă care se duce în acest câmp și se aliniază, știți cum e, își găsește tribul, la lucrurile care deja există acolo, dar la ceva cu care a rezonat. Dacă eu emit bucurie, mă voi duce pe unda bucuriei. Dacă eu emit tristețe, mă voi duce pe unda tristeții și așa mai departe. Tocmai de aceea se spune că un necaz nu vine niciodată singur, pentru că noi stăm acolo cablați. Deci înseamnă că astăzi Matrixul ne lasă în pace, nu ne vede, sau că astăzi suntem noi versus Matrix și putem câștiga, evident, putem, pentru că noi creăm realitatea. Prin propria noastră voință ne aliniem la ceva nemai văzut, la ceva bun pentru noi, dacă dorim, evident. Roata destinului în tarot, 1 și 0, ciclicitatea, adică ce am creat anterior se tot repetă în viața noastră, până când schimb vibrația, schimb frecvența, mă aliniez la altceva și o iau de la început. Așa funcționează, dragii mei, lucrurile. Eu le-am explicat simplu, le pot explica și mai avansat de atât, dar cred că este suficient pentru moment. Ce face coasa? Taie. Taie tot. Întrerupe brusc. În Lenormandia este considerată de foarte mulți ceva negativ, însă eu spun așa, tai răul de la rădăcină, exact cum se vede aici în carte. Ce nu-mi convine? Dispare din viața mea, renasc, o iau de la început, pur și simplu pentru că pot. Mai înseamnă incizii, să aveți grijă, să nu vă tăiați, mici tăieturi, mai înseamnă intervenție chirurgicală, care în acest context este una reușită. Roata norocului este cartea lui Jupiter. Jupiter mărește, da, tot ce gândim, nu face diferența. Dacă noi gândim la ceva bun, mărește norocul. Dacă noi gândim la ceva negativ, mărește. Același lucru, pentru că de noi depinde viața. În astrologie, pe 10, avem casa lui Saturn, casa Capricornului. Saturn este lordul cauzei și al efectului. Primești ce ești, primești ce gândești. Luați-vă înapoi puterea, oameni buni. Aliniați-vă unde trebuie. Beți un ceai bun, beți un pahar cu apă, cugetați un pic, lăsați un pic tristețea. Astăzi, luați o foaie și un pix și scrieți așa. Am tot ce-mi doresc. Lucrurile bune vin la mine ușor. Am iubirea potrivită mie, nu pe X, pe Y. Am iubirea de care eu am nevoie. Sunt respectat, sunt iubit, sunt apreciat și așa mai departe. Totul la timpul prezent, pentru că 1 și 0 înseamnă aici și acum. Aici și acum
îl creează pe mâine. Hai să vedem ce ne spune tarotul, că vă simt. Vă simt. Am văzut zilele trecute, când îmi cumpăram și eu cartofi ca omul, ghiocei. N-am văzut un ghiocel trist. Deși este micuț, deși nu este cea mai înaltă floare, poate nici cea mai frumoasă, el simbolizează întotdeauna începutul, berbecul. Dar este falnic. Într-o grădină cu foarte multe flori, ghiocelul stă drept. Își asumă vulnerabilitatea, poziția, înălțimea și așa mai departe. De ce? Pentru că el știe că merită să fie în grădina aceea. Fiecare dintre noi este o piesă valoroasă din puzzle. Absolut fiecare dintre noi este parte din creație. V-am spus, suntem toți parte din același câmp. Tocmai de aceea rezonăm, înțelegeți, cu anumite lucruri. Tocmai de aceea și tarotul funcționează, pentru că tarotul exprimă, practic, informații din acest câmp și predictibilitatea omului de a face anumite lucruri în viața sa. Jupiter. Pam, pam. Deci, dragii mei, atenție ce faceți pe 10. Ce veți gândi, aia veți manifesta. Parol, puneți-vă o horă, puneți-vă o baladă, puneți-vă un cântec, dar nu din acela de jale. Ceva de bucurie, nu știu, ce vreți voi. Și schimbați-vă vibrația și starea pentru a manifesta lucruri frumoase. Vedeți că ne îndreptăm către 11, care este codul liberului arbitru, unde va trebui să alegem. Să intervenim în destinul nostru. Destinul nostru nu există. Există o predestinare, un potențial cât mai apropiat de ceea ce a fost neamul tău înainte să faci și tu. Dar asta nu înseamnă că tu nu poți interveni în destinul tău. Noi ni-l facem singuri. Jupiter, aspirații înalte, evoluție, expansiune, educație. Da, educarea sufletului nostru în direcția potrivită nouă. Simt că zbor, pot să zbor. Eu uitați câte degete am la mână, 10. Eu am 10 degețele, ce pot eu să fac cu ele? Vorba cântecului pe care îl ascultă fiica mea. Eu îmi fac destinul, 10. Mai departe, nu sunt vreun învățător, vreun profesor, sunt de-a voastră. Am fost în toate situațiile posibile și eu, de acolo am învățat, abundență. Prosperitate. Vreți o viață bună? Hai să o facem. Vrei o viață bună, ascultătorule? Fă-o. Nu mai spune că ai ghinion. Nu există ghinion. Înseamnă că în tine a fost atâta durere și atâta necaz că ai atras mai mult necaz. Dar în permanență ai șansă să ieși din necaz. Sus! Sus! Leadership! Ia viața în mâinile tale! Hai de capul meu ce frumuseți! 2 și 3. Energia feminină este 2. Da? Dualitatea. Înțelegi. Bun, rău. Aliniază-te. Centrează. Apă și aer. Minte și emoție. Gând și emoție. Schimbă realitatea. 3. Împărăteasa. Naște o nouă viață pentru tine. Plină de bucurie. Cum o vrei tu? Conducătorul, Gemeni 6, prin mintea mea, care astăzi este subordonată cumva și trăirilor mele, manifest armonie. 6, o alegere. Viața noastră este o alegere. Un miracol, credeți-mă, și o alegere. Alegerea și puterea de a ne schimba oricând viața. Nu ne place ceva. Mergeți mai departe, nu rămâneți prinși. Coasa asta taie. Taie. Ea taie și dacă nu vreți voi. Ea taie și dacă nu vreau eu. Ea tot taie. Pentru că roata se învârte. Pentru că roata te trece prin toate posibilele potențialuri evolutive pe care tu le ai acolo în față, ca manifestare. Primul lucru pe care trebuie să-l facem în viața noastră este acceptarea unei situații și apoi eliminarea. Îmi găsesc tribul.
Astăzi, sufletul meu, mintea mea, corpul meu, care este electromagnetic, va vibra bucurie, mă va duce către situațiile potrivite, interacțiunile potrivite, evenimentele potrivite și oamenii potriviți din viața mea, alături de care eu să-mi pot rescrie viața. Vedeți că astăzi vă vor ieși în cale oamenii cu care semănați, dar cu care nu vă dați seama că semănați. Vă enervează cineva, vedeți de ce aveți tensiune în voi. Vă bucură cineva, super, recunoașteți bucuria în sufletul vostru și așa mai departe. Să vedem cu care vreau să citesc, cu astea vreau să citesc astăzi. Vorbesc singur aici, vorbesc și eu cu voi, vorbesc cu voi și voi cu mine și eu vă aud și voi mă auziți și haideți să facem treabă bună. Haideți să ne vindecăm sufletele, lumea în care trăim, dragii mei, se schimbă. Uitați-vă în jurul nostru câte lucruri se întâmplă. Dacă nu vom fi echilibrați, dacă nu ne vom cunoaște pe din afară sufletul, nu știu unde ajungem. Nu știu cum ținem pasul. La relație. La relație am îndrăgostiții. Simt ceva, simt că trebuie să iau o decizie, simt că trebuie să fac o schimbare. Și apoi am regele de spade. Experiență, detașare, minte clară și lucidă. Pentru că mi s-au vărsat cupele. De fapt, nu. Am una goală și una plină. Vedeți aici, chiar dacă vorbim despre 10 de bâte. 10 de bâte spune, am avut energie să aștept, am avut energie să vorbesc, am avut energie să, am energie să, dar până când? Uite, nu mai pot să duc. Mi-au căzut crenguțele pe jos. Trebuie să merg într-o direcție. Mă uit înspre trecut la ce am avut, dar am asul de bâte în mână. Și aici am 7 de bâte. Adică hotărăsc eu acum pentru mine să fac ceva bun și am curaj să o fac. Spiritul meu mă îndeamnă. De te îndeamnă, de te cheamă. Tu rămâi la toate rece? Rămâi observator în viața ta. Privește, analizează cu sinceritate ce se întâmplă. O alegere. Încotro o iau. Astăzi vă găsiți tribul. Vă ies în cale oamenii care să vă ajute mai departe pe voi, indiferent de situația pe care o veți traversa, să evoluați. Unii dintre noi evoluăm cu vorbă bună, alții cu parul peste picioare. Asta e. Un întreg. Astăzi fiecare, pe partea sa, manifestă. Astăzi sunteți gânditori. Și voi și cei iubiți de voi. Persoana la care tu te gândești acum, gândește. Își aliniază subpunctele pe listă. Face lucrurile să se întâmple. O acțiune. Apare o acțiune. Se depun armele. Apropo de melodia despre care am vorbit ieri. Se depun armele, pentru că întâi apare regina și apoi apare regele, iar regele are sabia aici și regina o are înfiptă aici. Deci regina depune armele. Lucrurile pentru regina de spade sunt clare, iar regele spune armistițiu, pace și înțelegere. Și aici are în mână chestia asta, nu știu cum se numește, care umple din nou cupele, doiul de cupe. Deci posibil voi, în potențialul vostru de manifestare imediat astăzi, să îngropați secura războiului.
Sau, prin ceea ce puteți să scrieți voi pe foaia acolo, se îngroapă securea războiului. Chestia asta cu manifestarea, să știți, ok, eu îmi doresc să se întâmple anumite lucruri în viața mea, dar lucrurile alea au și ele o cauză și un efect în spate și poate s-a creat o karmă acolo, adică manifestăm, dar poate dacă noi ne dorim pe cineva, manifestăm sfârșitul, pentru că așa ne trebuie nouă, pentru că ăsta e drumul nostru. Îmi doresc pe cineva în viața mea, păi poate altcineva este persoana potrivită ție. Hai să vedem mai departe. Pentru îndrăgostiții. Pajul de monede. Situația evoluează. Cineva, da, într-adevăr, se uită la trecut și realizează că ar mai putea fi ceva. Este o carte a intențiilor. Se gândește serios să depună armele astăzi, să reia o comunicare. Este o chemare a sufletului, să știți, nu o chemare a conștientului. Nu o chemare a voinței, așa cum mă trezesc eu dimineață și spun vreau nu știu ce lucru. Nu. Doi de băte. Cineva cugetă într-adevăr și planifică. Planifică serios ceva. Cineva devine serios și ia în calcul niște lucruri pe care până acum nu le-a luat. Persoana la care voi vă gândiți acum se uită către trecut, se uită către relația pe care voi ați avut-o. Dacă sunteți persoane singure, atunci trebuie să vă eliberați de convingerile acestea că sunt singur, singură, ce mai fac eu, ce mai nu știu ce. De ce la 70 de ani, balta după ploaie nu-mi primește picioarele goale să dansez și eu acolo? Ba, le primește, cea, cea, cea. Asul de spade, iluminarea, un nou început. Dar un nou început pe care îl fac. V-am spus că este o tema scrisului astăzi. Mă uit la experiența dinainte. Învăț și de la alții. Și mă apuc de scris în capitolul din Cartea Vieții Mele. Acest capitol despre care vorbim astăzi aici. Am stelele aici, dorințele mele, vedeți? Câmpul de energie. Și eu sunt cu mâna pe lună. Prin mâna stângă, nouă ne intră energia în corp. Și cinciul înseamnă schimbare. Energia este mereu în schimbare. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Mă încarc cu energie. Și prin dreapta manifest ce-mi doresc. Scriu. Haideți, ce scriem? Păi scriem așa, planuri pentru viitor, planuri concrete, viitor pe care îl creez eu, cu penița mea, eu cu energia mea. Elementul de sabie, de spadă, este mintea. Mintea trebuie astăzi să fie detașată. De ce? Pentru că așa este și persoana la care voi vă gândiți astăzi, detașată. Și atunci înseamnă că unda voastră de energie se întâlnește cu unda lor. Pentru că așa trebuie să fie. Și tocmai pentru că vă întâlniți, de acolo puteți manifesta. Dacă voi erați în vibrație de cupe, cupele înseamnă lacrimi, înseamnă tristezi și așa mai departe. Și iubire, dar e cu jale, cu patimă, înțelegeți? Vă aliniați, vă manifestați unul pe celălalt. Ia uite, victorie, mă eliberez de convingeri și de frici și de teamă și am victorie. Pentru regele de spade, o alegere. Persoana la care voi vă gândiți face o alegere importantă astăzi sau planifică ceva foarte important. Pentru foarte mulți dintre voi planifică un început. Haideți să vedem cu cine. 10 de bâte. 5 de cupe. Alege în primul rând să nu-și mai plângă de milă. Alege să depășească un obstacol important. Alege să depășească o traumă. Alege să depășească o durere. Voi acestor oameni, să știți, le-ați oglindit, le-ați activat o durere foarte mare în suflet. Am văzut și diavolul mai devreme. Cumva aveau la nivel subconștient o dependență, o traumă.
Foarte mulți dintre noi avem. Toți avem. Știți, e o carte, cele cinci răni. Toți avem. Unul de abandon, unul de respingere, etc. Deci alegerea de a depăși jalea, da? Vedeți cum este aici? Las în urmă regretele astăzi. Am totuși un buchet de flori care simbolizează viața. Plantele pe pământ simbolizează viața. Fără plante noi n-am exista. Pentru că prin rădăcinile lor și prin circuitele lor informaționale se conectează la rețeaua neuronală a planetei și ne aduc nouă din eter informația în materie. Ne susțin câmpul. Ne uităm către ce am avut și alegem totuși iubirea. Dăm la o parte multe lucruri care nu ne mai servesc. În față avem iubirea. Cineva se uită cu regret că a pierdut bucuria iubirii voastre, să știți. Asul de bâte pornește, revine, se uită către trecut, la ce a dorit, dar nu manifestă, e pe loc acum. Regele de spade gândește. Astăzi cineva se gândește foarte puternic la voi, dar se gândește rațional, adică la concretul vostru. Asul de monede și la un nou început. Deci pajul acela de monede face planuri. Ia în considerare serios opțiunea ca voi doi să fiți un cuplu. Ia în considerare iubirea de această dată. Sau pentru voi, acolo este altceva stabil și de data aceasta cu iubire. În momentul în care vă eliberați de tristețe, iubirea apare, doi de cupe, și este concretă, palpabilă. Adică dați nas în nas și ochi în ochi cu o persoană cu care aveți treabă, cu care vă puteți iubi, cu care puteți avea o familie foarte frumoasă. Pentru cei care sunteți într-o relație deja, aveți parte de niște realizări, evoluați și voi. Au existat aici neplăceri ca în fiecare cuplu. Poate sunteți obosiți. Foarte mulți dintre voi sunteți obosiți cu rutina vieții, cu responsabilitățile vieții. Dar aici văd o planificare de concediu. Văd un drum pe care îl puteți face împreună. Pe care puteți să-l începeți să îl planificați de acum. Puteți avea și copii aici, evident. Pentru foarte mulți dintre voi aveți copii cu persoana aceasta la care ne gândim aici. Și da, regretă. 3 este cifra comunicării și cifra copilului. Regretă că nu mai au bucurie nici cu voi și că au lăsat în urmă și copiii. Toamna. Vedeți că foarte multe lucruri se manifestă, dar au nevoie de timp. Vedeți? Au nevoie de timp. Ghiocelul. Astăzi începeți. Lăsați lucrurile să crească. Vedeți-vă de viață, trăiți frumos, etc. Și apoi ajung la concret. Floarea soarelui. Floriile. Nu știu când pică floriile. Anul acesta, deci duminica de dinainte de Paște, atunci puteți avea concretul. Atunci puteți avea concretul. Cercul. Ceva se naște, energia feminină. Penetrați prin bruiajul Matrixului. Astăzi este o zi prin care suprascriu Matrixul. Am o șansă să ies din el, să fac voia mea, nu voia sa. Melancolie. Ei, melancolia asta este fix vibrația pe care nu trebuie să stați. Trebuie să vă ridicați în picioare și să fiți cu picioarele pe pământ. Trebuie să trăiți frumos. Trebuie să vă ancorați în energie. Nu să plutiți așa în neant. Persoana la care voi vă gândiți, da, regretă. Face niște planuri. Sau mai există posibilitatea ca persoana la care voi vă gândiți să fie ales pe altcineva și acolo să fie un dezastru total. Total. Și camera. Cineva este așteptat sau cineva vă așteaptă. Sau camera aceasta așteaptă oaspeți. Puteți primi oaspeți astăzi. Vă puteți trezi unii dintre voi cu ei la ușă. Sau vă treziți cu un mesaj neașteptat de la ei, un telefon, ceva.
Speranța. Da, acest potențial de manifestare există aici, dar nu trebuie creat din vid, ci trebuie creat din și eu și el mă apropii unul de celălalt. La planul material, 9 de băte, universul sau lumea, 6 de monede. La planul material aveți o reușită. Se echilibrează o situație. Manifestați și aici avem control, 21. În sfârșit, deci pe o vibrație de 10, dacă aveți provocări cu banii sau cu serviciul sau vă doriți ceva, acum se deblochează niște lucruri. De ce? Pentru că aveți experiență. Vedeți câte diplome sunt aici? Aveți experiență să faceți toate lucrurile acestea. Aici cineva se uită în oglindă, vedeți? Universul vă reflectă dorința. Atenție ce gândiți. Vorbiți pozitiv și la timpul prezent. Nu să dea domnul, aș spera, sper să vină. Nu, nu. Pe foaie, vine către mine, dar persoana potrivită, că poate nu este el sau nu este ea. Dacă este el sau ea, vine sigur. Legile universale nu calcă strâmb, nu se încurcă, nu au erori. Aici cineva depune armele, din nou. Ieșiți dintr-un conflict, primiți ajutorul la serviciu. Cineva vă ajută să deblocați o situație, să avansați. Posibil unii dintre voi să aveți provocări cu mașina sau cu un tip de vehicul sau să vă fie întârziate zboruri, chestii de genul acesta. Există ceva mai mare, există o situație și o soluție pe care voi nu o vedeți să ieșiți din asta. Cineva s-ar putea să vă fie ascuns sau să la serviciu să nu vă poată privi în ochi pentru că v-a rănit. Karma lovește. Se echilibrează situația, puteți face apel la o autoritate mai înaltă, la un superior, care să medieze provocările dintre voi. Iarăși, dacă până acum ați avut impresia că superiorul vostru nu vă bagă în seamă sau nu vă îndeplinește anumite cerințe, astăzi este un moment bun să o faceți. Astăzi, pe 10, pe orice dată de 10. Și nu numai, 10 poate fi oricând. Pentru că este la noi în minte. Uite-l pe doi de cupe că a apărut. Vedeți cum sunt legate. Sunt curioasă dacă apare și judecata. Și avem așa. Pajul de spade. Se naște intenția. Gândul, da? Se naște gândul. Se naște și emoția. Pentru manifestare. Din eter în materie. Sunt niște lucruri care se petrec, pe care trebuie să le lăsați să se petreacă așa cum este voia divină, așa cum trebuie să se întâmple. Ce aveți voi de făcut aici? Ordine în minte și în suflet. Persoana din fața voastră, din relația voastră, va reflecta și vă reflectă exact starea voastră emoțională. Fiți voi bucuroși, iubiți-vă voi mult și vor veni alergând 100 de metri garduri către voi. Marea preoteasă. Aveți o revelație, aveți vise, se întâmplă niște lucruri, vedeți pe stradă sincronicități, semne, vă împiedicați de o pietricică și pietricica aia avea formă de inimioară, nu știu, chestii de genul acesta, primiți niște semne. Pentru alții dintre voi, ce aduce ceasul, nu aduce anul. Un noroc, norocul vă bate la ușă, dar trebuie să faceți ceva pentru asta. Trebuie să depuneți un mic efort. Mă uit la gândurile mele, mă uit la experiența mea și știu ce vreau. Doiul de cupe este suflet pereche, da? Care știe și el la rândul că există această conexiune puternică între voi. La nivel medical aici, să fiți atenți dacă... În zona pieptului, nu știu, simțiți furnicături, chestii de genul acesta. Observați-vă, nu treceți peste, nu lăsați lucrurile să treacă. Sistemul limfatic, nu știu, vedeți dacă vă apar iritații pe piele, bubițe, mucus, dacă aveți gâtul uscat, dacă vă treceți vocea. Regele de cupe.
Este o zi în care, după cum vă spuneam, dacă începe să faceți lucrurile cum funcționează universul, pentru că v-a apărut aici și v-a spus, măi suflet, îți sunt alături, dar tu dai tonul, eu fac dansul. Vi se umple cupa, vi se oferă cupa, cineva vă oferă cupa iubirii. Dar vedeți că apele pot fi un pic agitate. 10 de monede. Cineva vă oferă cupa iubirii și vă duceți către stabilitate și chiar și către bani. Prin comunicare. Este o cifră de 3 aici. Ia uitați, din nou 10. Îți creezi singur destinul. Singur sau singură? Tu, suflet. La asta mă refer. Uite, regina de bâte. Curaj! Stăpân pe propriul meu destin. Pa, nimic nu mă doboară. Asta este, trecem peste. Justiția. Saturn, casa 10-a. Realizările tale. Vei avea atâtea realizări câte crezi că poți să ai. Și Jupiter te va ajuta atât cât crezi tu că se poate. Saturn, da, guvernator de casa 10, Capricorn. Este energie feminină, dar este o energie feminină rece. S-ar putea să vorbim aici despre cineva care până acum a fost rece în exprimare și dintr-o dată se încălzește, pentru că regina de bâte aruncă foc. Foc și apă. Ia să vedem, avem de-a face cu cineva care are elemente de foc și de apă, marcaj în astrologie pe foc și pe apă. Nu numai, evident. Aer, de asemenea. Nu știu, pe Venus, prin aer. Și uite, se repetă cartea asta, cinciul de cupe, cineva strigă după ajutor, cineva va atrage atenția astăzi, persoana la care tu te gândești are sentimente pentru tine, dar n-a știut să le exprime și acum are o părere de rău enormă. Plânge, da, sunt lacrimi, are momente în care plânge în sufletul său, dacă nu real, strigă după ajutor. Pentru foarte mulți dintre voi este un avertisment. Nu mai sta în aceeași situație, în aceeași vibrație, pentru că vei suporta consecințele. Schimbă pentru că meriți iubire. Se întâmplă lucruri foarte bune aici. Te mai iau un set. Trei de cupe, bucurie. Trei, manifest bucuria. Comunicarea și încrederea în mine mi-aduce iubirea. Puterea să manifest absolut orice. Puterea mea interioară. Îmi descoper puterea interioară astăzi. Cineva vede cât ești de puternic astăzi. Cineva este atras de bucuria ta, de blândețea ta, de sufletul tău. Sufletul său cu sufletul tău astăzi au o conversație. Poate mintea voastră nu o vede, dar se întâmplă ceva la nivel energetic și vă conectați. Așa, talismanele. Credință, universul, este aici și vede. Roata destinului îți oferă din nou roata, cheia. Să îți scrii tu singur destinul. Tu singur. Dar din liniște poți primi tot ce-ți dorești, pace. Atenție, da, că uite aici e cineva mândru tare, cineva poate astăzi să depună armele, să lase jos mândria și să fie înțelept, comunicare. Saturn, casa 10, v-am vorbit despre el. Ce veți spune, aia veți primi, sunetul este vibrație, frecvență. Și aici am 11 și... 5. Sau am 1-1-1, liberul arbitru. Mă relaxez. Atât de mult cât cred că merit să fiu iubit, atât sunt iubit. Uite, crede în iubire. Crede în iubire. Crede în tine, pentru că tu ești iubirea. Am o A. O, a,
S. As, asul din mânecă. 4. Am toți, Doamne, am toți cei patru ași. Asul de bâte, asul de spade, asul de cupe, asul de monede. Toți cei patru ași. Să-mi schimb viața. Și O, totul este posibil, oul cosmic. Sunt un ou cosmic, sunt una cu creația. Pot să manifest orice, dar manifest de unde sunt. Înțelegeți? Puterea interioară, să vedeți asta. Puterea interioară să depășiți, să vă luați controlul asupra vieții voastre, să vă duceți către abundență. Ce mai am aici? Os. Oh, provocări la oase. Posibil. Se ameliorează. Aici cineva se bâlbe. Dacă vorbește cu voi, își înghite cuvintele. Știți? Ți-a mâncat pisica limba? Ceva de genul. Ceva de genul. Dar e bucurie aici. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să fiți bine și să vă faceți acea scrisorică pentru sufletul vostru la timpul prezent, pentru că vă creați singuri abundența și viața. Să fiți bine! Pa, pa!